Implementarea legii care prevede anularea așa-numitei legi a miliardului nu va fi posibilă cu un guvern în exercițiu. Asta deoarece pentru aplicarea documentului sunt necesare un șir de acte secundare care pot fi aprobate doar de un executiv cu atribuții depline. Declarația a fost făcută de fostul premier Ion Chicu în cadrul unei conferințe de presă cu ocazia încheierii mandatului. Doar aprobarea unei legi, chiar dacă ea rămâne în picioare sau rămâne în vigoare, nu înseamnă că imediat merge implementarea. Este necesar pe cadrul normativ secundar, este un șir întreg de hotărâri, de acord. Banca Națională nu este instituție independentă, deci eu nu văd riscuri în perioada următoare că această lege poate fi implementată și pune sub, cumva, pericol sustenabilitatea, deci, băncii naționale. În data de 16 decembrie, Parlamentul a votat anularea datoriei publice formată în urma fraudei bancare și pusă pe spatele cetățenilor. Un proiect de lege în acest sens propus de deputații socialiști a fost aprobat în două lecturi cu voturile deputaților PSRM și celor de la Platforma pentru Moldova. Recent, Fondul Monetar Internațional a criticat dur legile votate de Parlament la încheierea sesiunii, inclusiv cea care anulează așa numita lege a miliardului. Reprezentantul permanent al instituției în Moldova, Roger Sciaoni, a declarat printr-un comunicat de presă că implementarea acestor inițiative legislative amenință serios stabilitatea macroeconomică și financiară a țării noastre. Recent, Curtea Constituțională a admis cererea depusă de deputații grupului Pro-Moldova și a decis suspendarea anulării legii miliardului pentru a se pronunța privind constituționalitatea acesteia.